La finele săptămânii trecute, la Sunt Giorgiu de Mureș, s-a desfășurat cel de-al 15-lea Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. La lucrării participând și reprezentanții ai acestei formațiuni politice din județul Hunedoara. În cadrul acestui congres al UDMR nu s-au ales structurile de conducere ale formațiunii, dar participanții așteaptă rezultatele cu privire la voturile ce vor desemna noii lideri din PNL și USR+. Reprezentanții UDMR așteaptă maturitate și inteligență din partea celor de la PNL și USR+, pentru a se reface coaliția de guvernare. Coaliția a fost ruptă după ce USR+ a părăsit-o, inițiind împreună cu AUR o moțiune de cenzură, dar deveanul Attilo Kelemen, deputat UDMR, crede că după alegerile din cele două formațiuni, noi lideri ai acestora se vor așeza la masa discuțiilor pentru a o reface. Am avut cel al 15-lea congres a UDMR-ului și a fost cel mai calm congres, să zic așa, adică n-am avut alegeri. Și acum așteptăm ca și colegii să treacă cele două congrese și sper că vom avea maturitatea și inteligența necesară să stăm la aceeași masă și că trebuie să fim extrem de conștienți că e singura variantă de, în momentul actual și cu configurația actuală a Parlamentului, e singura variantă de guvernare noi împreună cu cele două partide. În continuu încercăm să dialogăm cu partenerii noștri și să sperăm că vom ajunge la concluzie împreună și eu sunt 100% convins că cele două partide, după ce se liniștească apele, după cele două congrese, vor avea maturitatea și o să stăm la aceeași masă și cele trei partide o să reînceapă guvernarea. Congresul de alegeri din cadrul PNL va avea loc pe 25 septembrie, iar cel similar din USR+, o săptămână mai târziu, pe 2 octombrie.